Către sfârșitul lunii iulie 1941, mă găseam la Chișinău, după eliberarea orașului. Ieșisem de la Marele Cartier General, care se găsea în localul liceului militar, unde fusesem chemat printr-un ordin special. La ieșire, pe una din străzi, am întâlnit o bătrână, care m-a întâmpinat cu următoarele cuvinte. Domnule locotenent, vă rog să-mi permiteți să pun mâna pe dumneavoastră și să vă pun și o întrebare. Am vrut să știu dacă e un vis frumos al meu sau dacă este un adevăr că armata noastră română, eliberatoare, a venit să ne ridice lespede de pe mormântul pe care ne îngropaseră bolșevicii. Am mai adăugat să vă ajute Dumnezeu. A plecat lăcrămând. Așa era sufletul de atunci al basarabenilor. Din Carpați până la mare suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune. Aprecia solemn la 26 iulie 1941 Marele Cartier General. În acel moment